lucru care a ieșit în evidență este faptul că instanța de judecată s-a expus clar prin respingerea argumentelor procurorului că cererea de revizuire a fost depusă tardiv. Ori instanța de judecată a considerat cu certitudine că cererile de revizuire depuse în favoarea condamnaților nu prevăd un termen de depunere. Deci, din acest punct de vedere, noi suntem satisfăcuți cu constatarea instanței de judecată, pentru că aceasta va beneficia și altor condamnați care vor cere revizuirea proceselor penale în privința lor. Bineînțeles că o vom studia mai atent și cu siguranță vom depune, deci vom ataca această sentință la Curtea de Apel Chișinău, pentru că noi în continuare considerăm că urma să fie examinată de alt complet și vom aștepta să fie o decizie deja a instanței ierarhice superioare. Când deci, odată respinsă cererea, mai departe, în cazul în care, deci noi o vom ataca la Curtea de Apel Chișinău și după care vor fi fixate ședințe de judecată. Deci, la această oră, pe site-ul oficial al Curții Europene, eu nu am văzut, deci în baza de date HUDOC, nu am văzut textul acestei decizii, dar ceea ce anticipăm noi este că pe prima cerere adresată la Curtea Europeană, deci cererea care nu ține de fondul cauzei, domnul Vladimir Filat s-a plâns pe mai multe încălcări ale drepturilor sale, inclusiv pe condițiile de detenție, articolul 3, pe ilegalitatea deținerii sale în arest și deci respectarea vieții private, deci alte articole. Ori anticiparea noastră este că această problemă sistemică a condițiilor de detenție și a lipsei unui remediu efectiv pe cale națională a determinat Curtea Europeană în mai multe cauze să se pronunțe cu privire la violarea drepturilor deținuților. În cazul de față, presupunerea noastră este că a fost pe articolul 3 examinată această chestiune și odată cu introducerea remediului efectiv în instanțele naționale ne-a oferit această cale să solicităm compensarea fie prin zile de detenție, deci în cazul nostru, deci a apărut un remediu eficient pe care noi cu siguranță îl vom utiliza. Cererea în instanță de judecată este deja pregătită și noi în una din următoarele zile o vom depune pentru a epuiza și această cale națională. Restul capitolelor de cerere, din câte înțelegem noi, nu au fost respinse și în continuare urmează să fie examinate de către Curtea Europeană atât cele legate de arestul preventiv, cât și de fondul cauzei, care, după cum știți, au fost prioritizate și așteptăm în viitor comunicare. Mulțumesc.